și poruncind să se spele, prin cuvânt ai făcut să se sălășluiască lumina. Cel ce oprești valurile patimilor celor potrivnice și potolești marea cea sărată a acestei vieți și îmblânzești pornirile cele greu de purtat ale plăcerilor, crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Binul crucea ta păzește pe binele, tot atât de ușor poate cum să vârșiți răul.
Dragii mei, Evanghelia de astăzi caută să ne țină cu picioarele pe pământ. Suntem muritori, suntem slabi și suntem în slujba lui Dumnezeu. Fără credință, fără dragoste către ceilalți și fără o concepție sănătoasă de viață, Dumnezeu ne socotește pe noi nebuni. Pentru că a fi bun înaintea lui Dumnezeu înseamnă a fi credincios, înseamnă a-i mulțumi lui cu recunoștință pentru darurile sale, înseamnă a avea și inimă pentru cei din jurul nostru și înseamnă de asemenea o concepție, o mentalitate sănătoasă de viață. Să rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvinteze cu această înțelepciune, cu această mentalitate creștină, cu această concepție sănătoasă și viguroasă de viață, care ne face buni înaintea lui Dumnezeu. Amin. Dar mâna. În ziua voastră, dragi ucenici, mărite profeere, dragi ucenici, părinți, domnule senator, domnule primar, onorat invitat, iubiți credincioși, vă mărturisesc că sunt copleșit de emoții, mergând cu gândul în urmă 100 de ani, când o mână de oameni au avut curajul să viseze frumos prin ideea ridicării unui lăcaș de cult care se dăinuie peste gardă. Astfel, de la idee la acțiunea propriu-zisă, nu a mai fost decât un pas, reprezentat de acordul și sprijinul întregii comunități. Prin străduința preotului Cureleanu și a lui Mitru Uță, s-a reușit strângerea a 18.000 de lei, în timp ce locul pe care urma să fie construită biserica a fost obținut, după cum ne mărturisește cu Mitru Uță, prin îndreptarea străzii Elena Doamnă. În data de 4 noiembrie 1910 se pune temelia bisericii, iar în 1912 este finalizată, valoarea totală a lucrărilor fiind de 58.000 de lei, moment la care preot este Nicolae Popescu. Următoarea etapă o reprezintă realizarea picturii de către Gheorghe Baba, tatăl lui Corneliu Baba, iar mobilierul este executat de către Ștefan Malciu, enoriaș al parohiei noastre, acesta realizând și o parte din mobilierul Catedralei Sfânta Sofia din Bulgaria. În 1919 se termină biserica cu toată lucrarea și se sfințește la data de 20 noiembrie 1919. De-a lungul celor 100 de ani s-au mai bucurat de slujire preotul Ionescu Gheorghe și preotul Popa Marin. Toate acestea pentru ca astăzi să putem gusta din bucuria și emoțiile dumnezeieștii liturghii. Cu siguranță nu a fost ușor din cauza vremurilor tulburi, marcate de începerea Marelui Război și a bătăliilor duse de armata română, având ca scop final reîntregirea neamului, obiectiv devenit realitate la 1 decembrie 1918. Învățăm că lucrurile mărețe necesită jertfă, sacrificii, determinare și iubire de Dumnezeu, valori pe care suntem obligați să le ducem mai departe. Cu bucurie constatăm că, deși vremurile s-au schimbat, există, ca și atunci, oameni cărora le pasă și vor să ducă mai departe moștenirea primită, sprijinindu-ne în acțiunile noastre de întreținere a bisericii. Amintim aici pe domnul inginer Marian Tudurea și pe domnul manager Constantinescu Petrișor, cărora le mulțumim în mod special, dar și întregii comunități ce răspunde mereu la chemarea noastră. Mulțumesc prea Sfinția voastră pentru că astăzi ați binevoit a fi în mijlocul nostru la împlinirea centenarului și vă asigurăm că ori de câte ori veți dori să fiți printre noi, bucuria noastră va fi deplină. S-au împlinit de curând 2 ani de când am resfințit biserica aceasta
Și iată că părinții dumneavoastră aici de față m-au chemat din nou astăzi, de data aceasta, să sfințim capela mormoară amenajată aici în curte și o nouă troiță pe care dumneavoastră sau dumneavoastră împreună ați ridicat-o spre slava lui Dumnezeu. În semn de recunoștință pentru munca depusă, de mulțumire, de felicitare, dacă vreți, rânduim preoților dumneavoastră câte un rang de cinste. Domnului să ne rugăm! Domnului miluiește! Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care toate cu înțelepciunele economisești și prin economia ta cea după trup ai lucrat mântuirea noastră, care pe înțeleptul econom care bine a economisit l-ai lăudat ca pe un stăpân al casei, binecuvintează și pe robii tăi aceștia, Ion, Daniel și Marian, preoții, spre a se face iconom stavrofor, preotul Ioan Daniel și sachelar, preotul Marian. Întărește-i pe dânsii ca în credință, în înțelepciune și cu bună plăcere să-ți economisească ție lucrurile și bunurile bisericii, pentru ca astfel făcând și slujind să se împrednicească de bucuria celor ce bine au întrebuințat alanții și să scape de rușinea de care trebuie să fugă și de o sânda slujii celei viclene care cu nevenire și-a îngropat talanul. Cu rugăciunile și solidile prea binecuvântatei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei, cu ale Sfântului și cu tot lăudatului Apostol și biruitor mucenic Varnava și cu ale tuturor Sfinților, că s-a sfințit și s-a preamărit întru tot ce titlul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecitorii. Smerenia noastră, prin harul cu tot Sfântului Duh, vă propinisește pe voi, preacucernici preoți, iconom, stavrofor și sachelar, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dăm citire gramatelor de înaintare de rang. Sebastian, cu darul lui Dumnezeu, episcop al Slatinei și Romanaților, împărtășindu-ne din preasfântul dar și har pe care Hristos Domnul l-a dăruit în slăvita zi a 50.000 Sfinților Săi ucenici și apostoli, cu această putere de a așeza deosebite trepte preoțești, urmând poruncii Sfântului Apostol Pavel, care spune că preoții care își țin bine dregătoria trebuie să se învrednicească de îndoită cinste, am rânduit ca preacucernicul preot Neacșu Ion Daniel de la parohia Buna Vestire, Caraca, să fie ridicat la rangul de iconom stavrofor cu dreptul de a purta brâu roșu și cruce. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! De asemenea, am rânduit ca preacucernicul preot Neacșu Marian de la parohia Sfântul Andrei, Caracal, să fie ridicat la rangul de sachelar cu
drept de a purta pâl albastru. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Axios! Le-ați fost mulți dintre dumneavoastră, părinților dumneavoastră, dar în timp special Părintele a evidențiat două personalități din municipiul Caracal, cărora de asemenea dorim să le înmânăm distincții de vrednicie. Sebastian, prin harul lui Dumnezeu, episcop al Slatinei și Romanaților. Urmând cuvântul Mântuitorului care spune că nimeni aprinzând făclia nu o pune sub obroc, ci în sfeșnic ca să lumineze tuturor celor din casă, bucurându-ne când fiii și fiicele bisericii noastre înmulțesc talanții primiți în dar de la Preamilostivul Dumnezeu, apărând credința cea dreaptă și luptând pentru propășirea acesteia, conferim cu părintească dragoste, ca semn al prețuirii și binecuvântării noastre, pentru dragostea arătată față de Sfânta noastră Biserică, distinția de vrednicie Domnului Marian Goldurea. Vrednic este! Vrednic este! De asemenea, distinție de vrednicie Domnului Petrișor Constantinescu. Vrednic este! Vrednic este! Distinție de vrednicie și celui care este colaborator permanent al părinților aici, cântărețului Ilie Sterie. Vrednic este! Vrednic este! Situație că